ascetic. Să știți că e un act care cuprinde ambele, să zic, nivele ale culturii umane. Și nivelul pragmatic, și nivelul spiritual, să ne iei. Și atunci trebuie deopotrivă să echilibrăm, să aducem balanța la un echilibru stabil între trupesc și sufletesc. Că atunci când lucrezi mâncarea dincolo, se înmulțește dincolo și balanța de hrănire se echilibrează. Și începând să se sature sufletul, să știi că nu se înmulțește cât de repede drumul. Și atunci vezi, aici este răspunsul. Într-o gândire rațională, logică, plecând de la starea concretă a noastră. Mă înțelegeți? Nu din altă parte. De ce credeți că începem așa de brusc postul cu abstinența aceea, că n-ai voie cum sara, nu mănânci nici ulei, sara, ci așa ceva foarte uscat sau niște fructe și atât? Pentru că trebuie să ne adunăm, să trăim șocul acesta, să trăim cu tremurul care rupe, care sfărâmă peretele celor despărțitor și ajunge unde trebuie. Pe urmă, tot în ordinea logică și rațională, i-aș întreba, de ce la unele tratamente medicii prescriu dietă? De ce nu le dau numai chimicoarele alea? Mă înțeleg? Vezi? Până și în tratarea asta care nu țintește direct sufletul, țintește numai trupul. Există și această componentă. Pe urmă, ultimul argument al lăsat din Biblie. Sfântul Apostol Pavel zice să nu mănânci carnea fratelui tău. Înțelegi? Dar nu exclude că există, într-adevăr, pentru perioada de post, interdicția de a mânca carne. Și chiar de la această idee pleacă textul de pe tine. Mă înțelegeți? Pentru că el acolo e condamnat și zice, vă te lăudați că nu mâncați carne. La carne, frate, eu e vostru. Și vă mai răspund la o întrebare, că era o întrebare despre rotare. Biserica nu are treabă cu asta. Dar, uneori, noi ăștia mici, suntem pus să mergem și în locuri în care nu ne-am duce. Dar nu facem pact cu diavolul, niciodată. Așa că nu trebuie crescute mirierile acestea de tip informațional. În viața mea, eu am rostit lucrul acesta și rămâne ultima afirmație a mea. Că mai presus de jurământul meu de la Hierodonire nu există alt jurământ. Așa că eu n-am mai făcut altele. Însă, nu trebuie uneori diabolizați, dar nici să înțelegeți că noi am aplicat principiul fă-te prieten cu dracu până treci puntea, că nu facem chestii din astea. Da? Există unele zone de obligativitate. Noi, de pildă, ne-am folosit construind chiar hospice-ul de anumite lucruri. Și atunci există și un miel de jertfă, câteodată. Dar nu în sensul de acceptare. V-am răspuns că era o întrebare aici legată de asta. N-am văzut exact cum era formulat. Nu mă interesează. Dar n-am vrut să creadă că fug de a răspunde la aceste întrebări. Și o ultimă întrebare, Părinte. Ce cărți, în ultimul timp, să părtiți că ar merita să citească tinerii care se apropie de credință? Sau, în general, ce cărți să fie cele mai folositoare? Eu vă spun spre mă întorc constant, dacă vreți. Spre filocalie mă întorc constant. Și beneficiez de tehnica asta, că fiind pe posturile care avansate, le cumpărat aceste elemente tehnice. Și-o vrut să vadă cine ne descărca pe placă. Și-o găsit 12 volume. Și apoi când n-am alte lucruri, mai deschid una, mai deschid alta.
interesant, nu trebuie disprețuit, să știți, nicio formă. Nici o formă de literatură, de creație literară. Așa. Însă, aș aplica principiul pe care îl dă în omilia către tine, Sfântul Vasile cel Mare. Doamne, fiți înțelepți ca și albine. Albinele nici nu se pungă floare care nu are nectar, să știți. Așa e și cu cărțile. N-ai cum. Eu vă spun, eu citesc câteodată, să mă duc în librărie și iau din alea care are premiul Nobel, să văd. Înțelegi? Am citit chiar ca Müller. Dar e premiul Nobel. Atât. Deci nu am dreapă. Vedem o altă literatură, e mult mai relevantă pentru mine. Pentru că sunt diversele posturi în care sunt. Am citit ce nici n-am gândit. N-am gândit veci că ajunge să învăț legislație. Știu legislație. Mă înțelegeți? Nu am întâlnire cu... De bine. Asta am avut întâlnire cu ambasadorul german. Ceea ce nu știu, mai întâi... Mi-am făcut... Nu. Senatul Universității. Mi-am făcut documentația și-o studiat ăsta, și-o citit. Care se potrează. Trebuie să ai câteva subiecte, să ai subiecte comune. Și atunci există și zona aceasta de obligativitate, dar să știți, în orice există totuși un lucru bun, un lucru pozitiv. Ajuns să înțelegi mai multe lucruri. Să vreau, hai să încheiem cuvântul acesta, zice că slava lui Dumnezeu ascunde lumina lucrurilor. Însă inima regelui e la fel de nepătrunsă. O să găsiți textul acesta, ca să-l vedeți, pentru că mi s-a părut foarte interesant cum, vedeți, slava lui Dumnezeu ascunde, în sensul că acoperă, înțelegeți, ceea ce e lucru în sine, adică cuprinde în sine, și nu aveam cum să nu văd aici, acțiunea din ieșire 33-18, bacă te zice încă de pătura asta, ca eu pun mâna și trec pe acolo și tu mi-i vedea spatele. Știi? Dar, la fel de nepătruns, de tainică este și inima regelui care e lipit numai de împărăția de aici. Atunci trebuie să încercăm cât putem să ne întoarcem spre această acoperire a slavei. Acoperirea slavei se realizează atunci când, într-adevăr, ești capabil să fășești, nu în înviere, că e prea mult. Măcar spre înviere. Ești măcar spre înviere. Când lumânarea aia așa e micuță, care o aprinzi la, în noaptea aia, spulbere realmente în tunel. Am avut ocazia să văd cum există în miez de noapte, în lumea, în noaptea învierii, oceane de lumină. Să privești de sus locul învierii, a bisericii. Să știți, e un ocean de lumină, vezi de sus. Nu mai vezi fiecare lumânare, știți cum o vedem noi acolo. De sus, o înălțime, vezi ăsta ca și ocean de lumină. De-aia nu trebuie să ne prindă de smădeșa. Trebuie să plecăm cu optimism, dacă vreți. Trebuie să ne fortificăm nădejdea noastră și să știm că, într-adevăr, dacă merge cu nădejde, nici să nu schimbe. Dar să nu aplicăm automatism. Formalism din astea, contractualism din astea ușoare. O simplu. Și eu. Thank you.
lumina Maicii Domnului din Șilinchi, din Mănășturi, începe un marș, un meeting, nu știu cum să-l numim, o procesiune, împotriva, de acolo se pleacă, împotriva crematorului care se vorbește că se va face acolo, în cimitirul din Mănășturi, un crematoriu, cum să spun, pretenții, care o să acopere cumva și necesitățile Ungariei de Est, și a Slovaciei, și a Poloniei, și cumva o să fie până la 20 de oameni pe zi, ca la Auschwitz. Așa? Și cei din jur, cred că au tot interesul și noi, biserica studenților, și cei care suntem aproape, să nu se întâmple aproape așa ceva. Deci cei care vreți să mergeți de la ora 2 la ora 4, se pleacă de acolo de la biserica Adormirea Maicii Domnului din cimitir și să mergeți pe catedrală. Vă aștept. Mulțumim, părinte. Să iubim de oameni, până la cum și cu lumea și în veci, în veci, în veci. Amin.